Doamne ajută, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre iubite, Voi, Doamne, mare sărbătoare, 25 decembrie, marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sau Crăciunul, cum toată lumea știe această sărbătoare. Nu se putea să nu vorbim, iată, despre colinde, să vorbim despre tradiții, despre datini, despre tinerețe, despre optimism, despre familie, despre credință. Ați văzut câte concerte, câte colinde au răsunat în urbea noastră a Sucevei, dar în toată țara noastră, în toată lumea creștină, se colindă, devenim vestitori ai nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar la loc de cinste în urbea noastră sunt tinerii din Asociația Tinerilor Ortodoxi Suceveni, tinerii Atos, colindă zilele acestea peste tot. O să-i vedeți, o să-i auziți, o să-i urmăriți și pe rețelele sociale, de socializare, pe rețelele acestea care ne mai prezintă din activitatea lor, dar și presa vorbește de ei pentru că merită cinste lor. Și m-am gândit în cadrul emisiunii noastre să avem invitați 6 dintre ei, o să-i cunoașteți pe rând, câte 2 în studio, nu că n-aș putea să-i bag pe toți 6 în studio, chiar n-aș putea, chiar dacă aș vrea, dar ca să nu stea prea îngrămădit și să aibă libertate. Așadar, despre nașterea Domnului și Crăciun, despre datinile din străbuni și despre tinerețe. Știm că tinerii sunt viitorul țării și al bisericii în cadrul emisiunii noastre. Spunem bună seara primilor 2 tineri care, iată, sunt în studioul emisiunii noastre și încep cu Elisabeta Holban. Bună seara! Bună seara, părinte! Și David Tătaru, bună seara! Sărnă, părinte! Ce faceți? Bine! David? Destul de bine. David, ai ajuns în ultimul moment și mă bucur că ai ajuns în studio. Elisabeta a fost aici printre primii, dar tu, sunt mulțumit că nu ți-ai uitat chitara pentru că ai treabă cu ea. Ați colindat și încă nu s-a terminat călătoria colindelor pe la noi prin oraș. Elisabeta, mai avem treabă. Mai avem. Am avut și o să mai avem. Mulțumesc. Unde mergem acum? Urmează să mergem să colindăm medicii de la spital. Cred că vom merge, din ce am înțeles, și la monitorul de Suceava. Am fost și am colindat în cadrul liceului Petru Rareș. Am colindat profesorii, diriginții, unora dintre noi. Am avut concertul, da? Am avut concertul care a ieșit superb. Eu am fost foarte încântată, dirijând și corul. Așa e. Și cine știe. Da, bine, ne însoțești, da? Călătoria continuă. Da. Să nu uiți chitara. Niciodată. Mai avem și Crainou, am uitat de... Așa, și Crainou. Și Televiziunea Plus. Ceva. Aici, da, pentru că e o surpriză. Uite că mi-a scăpat, acum aveam de gând să spun la sfârșitul emisiunii, dar ei sunt obișnuiți cu surprizele aici la TV Plus. Mă uit la voi, aveți portul nostru frumos, popular, dar nu știu dacă văd, dragii noștri telespectatori, atât de aproape, aveți cu mărgele da. Cămașa sau cămeșa, cum se zice la noi. Cămeșa mai bine. Cămeșa, da? E veche? Cămeșa ta? Sincer, a mea e destul de nouă, însă am una aproximativ la fel ca aceasta de aproape 40 de ani. 40 de ani, da. David? Asta e tot destul de nou. Am și mai vechi, toate primite de la tatăl meu. Păi, strănepoții voștri o să poarte cămeșile pe care le aveți voi. Sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea nașterii Domnului. Iată, aveți o vârstă, aveți 18 ani, da? 18 și un picuț, sunteți majori, dar aveți amintiri frumoase. Și aș vrea să împărtășiți și cu dragii noștri telespectatori acele amintiri frumoase din copilărie legate de Crăciun, de sărbătoarea nașterii Domnului, pentru că sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare a familiei, a comuniunii, este izvor de bucurie. Și mai mult în zilele noastre se cuvine ca toți oamenii, dar mai ales tinerii, să fie apostolii și apărătorii familiei și a petrecerii timpului în familie, care este mica biserică. Te rog, Elisabeta. Așa este, părinte. Dacă mă gândesc la Crăciun și la experiențele din copilărie, mi-aduc aminte și ceea ce s-a întâmplat atunci se întâmplă și acum, alături de familie, toate experiențele alături de ei sunt
unice pentru viața fiecăruia dintre noi, dar pentru mine cred poate că au o însemnătate mai mare decât pentru ceilalți. Probabil fiecare se gândește astfel. Când eram mică, țin minte că mergeam an de an la biserică și împodobeam bradul împreună cu ceilalți copii din sat. Venea și fratele meu și verișorii mei, eram aproape toți copiii din sat. Poate că acum nu mai este ca atunci, poate că nu toți copiii mai vin să împodobească bradul, dar cei mai mari care am crescut încă mergem și încă trăim cu speranța că generațiile care urmează nu vor pierde această tradiție, vor veni la biserică, vor fi prezenți acolo, dar mai ales în zilele de Crăciun este un sentiment de nedescris, legat de atât de sărbătoare în sine, cât și de biserică, de sufletul nostru, de ceea ce simțim. Este un sentiment care nu poate fi descris în cuvinte. Sentimentul acesta, fiorul sacru, ziua Crăciunului. Mă duc la biserică ziua Crăciunului. Este Crăciunul, toată biserica colind. David, tu mergeai colinda? Mergeam, părinte. Așa cum se merge, știm noi, din casă în casă, până seara târziu, uzi la picioare, dar da, cu bănuți în buzunar. Da. Mi-am amintesc acum, da. Ce-ți mai amintești tu din copilăria ta? Când mergeam nu cu e tare departe, dar te întreb. Da, când mergeam cu fratele meu și cu bunica mea în fiecare an, în mici copii, și primeam, așa, un leu, doi, cinci, chiar și 10 lei, mergeam chiar la fiecare casă, și mai ales pe uliță. Au fost momente foarte drăguți. Da, nu pot să mă abțin, trebuie să te întreb. Spune, dar spune. Mirosul de mâncare, ți-l amintește? Da. Da, părinte. Da, nu vreau să spun mai multe, dar vreau să știți, dragi telespectatori, că David, în toate proiectele noastre și activitățile noastre, mai ales acelea care se derulau prin durata unei întregi zile și erau multe ore acolo, avea tot timpul pachetul de mâncare nelipsit și de aceea l-am întrebat dacă mai ține minte mirosul de mâncare. Eu vreau să vă întreb de asemenea, sunteți la vârsta acum când mai este un pas și mergeți la facultate. Când ochii voștri vor fi mai zglobi, începeți să vă gândiți să vă întemeiați o familie, vă gândiți ce meserie să aveți în viață, ce vă place, ce să urmați, cât de mult contează pentru voi sfatul părinților? O să spun eu prima. Enorm de mult. Eu am avut norocul de a avea niște părinți care mă susțin în absolut orice fac. Încearcă să mențină echilibrul între decizia mea și decizia pe care o consideră ei corespunzătoare pentru viitorul meu. De fiecare dată când vreau să fac ceva care să-mi schimbe poate radical cursul vieții, vorbesc cu ei, ne sfătuim. Chiar dacă m-ar contrazice și la început poate nu sunt de acord și parcă nu-mi convine ceea ce îmi spun, între timp și dacă stau să mă gândesc mai bine, în general, și așa este, ei au dreptate, pentru că au o experiență în viață pe care eu nu o am și cred că mereu voi apela la ei când voi dori să iau vreo decizie pentru viața mea și pentru viitorul care îmi stă în față. Da, mulțumesc, poftim, David! Sunt și eu de acord cu ceea ce a spus Elisa Mare. Mă bucur! Da. Da. Deci contează enorm, da? Contează, da. Să ai părinții lângă tine, să te sfătuiască, pui umărul, da, alături de ei, la proiectele frumoase din familie. Ca o tradiție frumoasă, David, acum în prag de facultate, o tradiție pe care o iei cu tine la facultate și știm că nu vrei să stai în țară, vrei să mergi mai departe. Da. O tradiție pe care o iei cu tine. Inclusiv port popular. Îl iei acolo în străinătate cu tine? Sunt dispus, părinte, da. Chiar te rog? Da. Ce tradiție e cu tine la facultate? Bine, multe, dar una pe care vrei să o împărtășești cu noi, să o spui și dragilor noștri telespectatori. Părinte, ar fi multe, printre care, cum a zis și David, portul popular, dar pot să spun că e și o tradiție, dar e o normalitate până la urmă, iubirea și credința față de Dumnezeu.
În primul rând, da. Da, adică e în primul rând pentru mine și cred că și pentru David. Asta ar fi cam cea mai de valoare tradiție pe care am putea să o luăm, chiar dacă nu putem numi tradiție. Ar trebui să fie un lucru firesc pentru toată lumea. Și în rest, poate toate amintirile plăcute legate de familie în timpul sărbătorilor. Vreau să-mi spuneți fiecare un lucru care contează enorm în lumea aceasta și fără lucrul acela s-ar demola lumea. S-ar distruge societatea, omul ar fi distrus. Un lucru. Un lucru. Credință și rugăciunea. În sine. Sentiment. E sentimentul de credință, de iubire. Deci credința, da. Ai spus David, da? Și tu iubirea, da? Da. Când cântați colinde, puteți transmite credința, iubirea? Da. Absolut. Da? Da. Vorbim de colinde, rugăciune, da? Oricând cântăm, încercăm să transmitem, să le cumva să le impunem chiar celor din fața noastră că noi suntem niște persoane care trăiesc ceea ce cântăm. Voi vă uitați la alții și simțiți când cineva pune suflet, da? Și atunci vă străduiți și voi să puneți suflet ca ceilalți să recepteze, da? Exact. Mesajul și transmiteți credința, cum ai spus David. Și aici iubirea, da? Și ei nu scapă, îi întreb și pe ei, da? Au timp să mai gândească ei la ce să spună. Iubirea și chiar suferința uneori. Suferința. Da. Mai zi ceva referitor la asta, ca să înțeleg. Suferința? Da, suferința sau starea de sine mai anxioasă, poate. Nu știu. Depinde foarte mult și de versurile melodiei. Adică versurile acestea au fost scrise de un om care le-a simțit. Într-o anumită perioadă, dar în același timp ar fi putut simți și iubire, și tristețe, și fericire, și agonie, poate. Dar când vine vorba de Crăciun, întâlnim diferite colinde, altele mai, nu știu, de voie bună, poate. Ale sunt cântece de Crăciun, bine ai spus. Uh-huh. Ai intuit bine. Dar sunt unele și triste, care reliefează starea și trăirile unora care nu își permit să aibă o masă de Crăciun caldă, poate tristețile unor mame care și-au pierdut pruncii, poate, nu știu, agoniile sau starea de retragere a unor oameni care nu știu dacă să creadă sau nu în Dumnezeu, depinde. Te refer mai ales la cele cântece de Crăciun din perioada comunistă, când oamenii, prin cântare, prin poezie, încercau să transmită un mesaj celorlalți oameni. Pentru că nu puteau ajuta. Da, și de comuniune, dar și de revoltă, poate, față de sistemul acela comunist ateu. Până te pregătești tu, David, cu chitara, pentru că ați venit să ne și colindați și vreau neapărat să ne colindați, poți să pregătești, David, o ai lângă tine? Da. Bun. Cine colinzi, măi, Elisa? Elisabeth. În întâmpinarea Crăciunului. Fain. Este o colindă care, din punctul nostru de vedere, pentru că am ales-o amândoi, transmite mai multe sentimente. Mm. Pătrunzătoare, intense. Diferite sentimente le veți înțelege și dumneavoastră imediat. Ați văzut, dragi telespectatori, pentru că așa se face un lucru bun, lucru în echipă, cu vorbă, unde e comuniune. Hai să vă ascultăm. Cu Doamne ajută! Suntem încântați să vă avem aici și să vă ascultăm. Poftim! Săracă și tristă mi-e viața și viscolul plânge pe dinți. Nu-i nicio speranță în lume și în casă e foame și frig. Și totuși vom ține Crăciunul, de-ar fi să-l plătim cu dobânzi.
Și tot o să întindem o masă copiilor noștri frămâți. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Să lăsăm o nădejde sărmanilor noștri copii. Când Mântuitorul se naște, ne naștem și noi orice ar fi. De-ar fi să plătim și în rate și ultima pâine și tot nu l-am dat înapoi. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Sălbatici fără iubire ne-am stinge în timpul nebun, așa ca în vremuri păgâne rămâne cu noi Moș Crăciun. E vremea iertării și a păcii, se naște un prunc neofrânt și o scară de lacrimi se întinde acum între cer și pământ. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Bravo! Sărbună! Deci vine Moș Crăciun la fiecare? Da. V-ați propus și voi, la rândul vostru, să fiți Moș Crăciun, da. Poate pentru chiar, cei mai chiar mici? Chiar mi-am propus. Da. Eu mai ales mi-am propus, nu știu de David, dar... Da. Poate, el o să răspundă pentru el. Eu chiar mi-am propus. Stăteam și mă gândeam ce o să fac în seara de Crăciun. Ca de obicei voi sta cu familia în ajunul Crăciunului, dar parcă totuși aș mai fi făcut ceva. Până anul acesta am fost cu Colinda, la cei dragi. Sunt încântați, de fiecare dată mă cheamă, dar anul acesta am zis că poate totuși fac o pauză și aș face altceva. Și au venit niște prieteni cu propunerea de a merge prin sat, îmbrăcați în Moș Crăciun, și să le dăm copiilor dulciuri, fructe, poate. Grozav! David! Eu în continuare să mă cu Colinda, părinte. Să-i încânt pe cei care vor să asculte. Aveți frățiori mai mici? Da. Elisabeta? Da. Câți? Una. David? Doi. Doi. Ești fratele mai mare. Adevărat. Big brother. Da. Să înveți colegi, David. Și ai cu tine. Eu mă bucur că ați fost prezenți în cadrul emisiunii. Facem loc și celorlalți tineri care în seara aceasta, iată, ne vor încânta. Noi continuăm activitățile frumoase. Mă bucur că faceți parte din Atos. Mă bucur că sunteți activi. Mă bucur că sunteți sănătoși și aveți țeluri mari în viață. Dumnezeu să vă ajute să ajungeți să le împliniți, ca la rândul vostru să fiți modele pentru cei mai tineri. Mulțumim! Să rămână, Părinte! Până facem loc celorlalți, dragi telespectatori, să trecem în revistă, dacă ne uităm în calendar, sărbătoarea Crăciunului sau nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos e în fiecare an pe 25 decembrie și pentru că este mare sărbătoare, sunt 3 zile cu cruce roșie, 3 zile de prăznuire,
În popor se știe așa, prima zi de Crăciun, a doua zi de Crăciun, a treia zi de Crăciun, se face Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în toate cele trei zile la biserică. Și în a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, sărbătorim pe primul martir al Bisericii Creștine, pe Sfântul Arhidiacon Ștefan. E o tradiție, da? Toată familia merge la biserică, se colindă în biserică, merg din casă în casă, rudele unele la altele, vecinii, prietenii cu mătri, cunoscuții, se colindă tot satul, în noapte de ajun nimeni nu doarme până spre dimineață și apoi merg toți la biserică și apoi toți se opresc în jurul unei mese îmbelșugate și mănâncă și colindă și simt cu adevărat bucuria sărbătorii. E vorba de comuniune. Sărbătoarea nașterii Domnului este izvor de bucurie, este comuniune. Știm Crăciunul, da? Avem și atâția oameni care au numele de familie Crăciun. Știm și legenda aceea. Noi atâta știm că sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos a avut loc exact când se sărbătorea zeul Soare și zeul Mitra. De aceea, în troparul nașterii Domnului, Iisus Hristos Mântuitorul este numit răsăritul cel de sus și soarele dreptății. Așadar, să mulțumim bunului Dumnezeu că am ajuns și aceste momente ale vieții noastre, să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru toate și să nu uităm să fim păstrători ai datinilor și tradițiilor noastre sfinte. Imediat, iată aici mișcări de trupe, sunt obișnuiți cu activitatea să fie vii, da? Să nu calce de 100 de ori într-un loc și spunem bună seara celorlalte două invitate, da, iau de aici, de lângă mine, îi spunem bună seara, Andreea Teodora Balan. Bună seara, părinte. Bună seara și Lavinie Niță. Da, vedem, au vaticaș frumos, cum se cheam, broboada asta? Casâncă. Casâncă, este un regionalism, e de la tine din zonă, da, de la Bursuceni. Lavinia? Da. Batic roșu. Da. Da. Fetelor, mulțumesc că ați acceptat invitația. Vreau să le spun dragilor noștri telespectatori, deci Lavinia e și membra Atos și Andreea Teodora, ai fost cândva în Atos, dar cu sufletul ești și acum, pentru că ai foarte multe activități. Deci Andreea Teodora a luat Marele Premiu Teotocos la recitare poezii în cinstea Maicii Domnului, este concurs național, da? Concurs național de recitare, glas de copil, Maica Domnului, darul lui Dumnezeu pentru oameni. Nu scap să ne spui și o poezie, dar mă uit la voi amândouă și la Lavinia și la tine, Andreea Teodora. Deci mă laud cu ele, să știți că sunt mândru cu ele, pentru că sunt și la Petru Rareș, la Colegiul Național Petru Rareș și sunt și dirigintele lor și mă bucur că s-au nimerit în clasă ca să facem lucruri foarte faine și cu ceilalți tineri. Andreea Teodora din Bursuceni, da? Da. Nu te întreb de amintirile de, din copilărie, de Crăciun. Aș vrea să te întreb, na, la țară, noi știm că sunt fetele mai aproape de vatră, mai aproape de mâncare, se ocupă mai mult cu cele gospodărești, adică mamele chiar au bază în fetele de la țară, nu ca cele de la oraș, n-ar, ba da, dar la țară, imediat, este mai multă treabă și când intri într-o curte, știi că trebuie să fie acolo mâini mai multe pentru muncă. Da, părinte, să știți că aveți dreptate, încă de mic am participat la pregătirea bunătăților de sărbători și o amintire legată de această activitate. Prima dată am spus cuvânt cu litera R, cu sunetul R, când eram în apropierea sărbătorilor de Crăciun. Venise... Spui bine râu acum, să știi. Să știți, da. Au venit bunicile noastre la noi și împreună cu mama am făcut cozonaci. Și după ce am terminat noi și aveam masa plină de cozonaci, așa, mirosind incredibil de bine, am spus, voi toate sunteți niște bucătărese adevărate! Ți-a ieșit râul. Mi-a ieșit râul de două ori, părinte. E, grozav, asta la Vinia. Da. Și tu ești pe lângă mama, chiar dacă ești la oraș. Da, într-adevăr. Și ești o bucătăreasă, eu, din ce am auzit eu de la colegi, așa, foarte bună. Da, într-adevăr. Mama nu m-a lăsat niciodată să stau singură în cameră cu telefonul în mână. M-a învățat de mică să gătesc și m-a luat cu ea în bucătărie și m-a pus la învârtit sarmale, le-am făcut ciorbă, am făcut și singură, da. E frumos.
Într-adevăr, e frumos, mai ales de sărbători, stai în bucătărie cu mama, să gătești, să vină tata acasă, să te laude, să zică că a crescut fetița mare și a învățat să gătească. E chiar un sentiment foarte plăcut. Unde v-ați propus să mergeți cu Colinda? Te întreb pe tine, Andreea Teodora, acolo în Bursucene, acolo în satul acela incredibil. Unde ți-ai propus să mergi? Categoric, ca în fiecare an, în ambele sate, eu sunt la granița dintre Bursuceni și Corocăiești. Și în fiecare an, împreună cu frații mei, am colindat ambele sate, dintr-un capăt în celălalt. Am fost colindători vrednici. Începem cu părinții noștri, îi colindăm înainte să ieșim din curte pe ei și după mergem la bunica și de la bunica din Bursuceni. Colindăm Bursuceniul și din Bursuceni mergem în Corocăiești și încheiem cu bunica de la Corocăiești, ca să fie completă ruta. Teodora? Andreea Tudor, la bine. Te rog. În primul rând merg la părinți, cum a spus și colega mea, și la bunici în sat, pentru că ei sunt la o distanță mult mai mare decât noi, nu sunt de aici din oraș și simt nevoia să ne vadă, pentru că nu au posibilitatea să vină la noi și din cauza problemelor de sănătate și din cauza transportului și vrem noi să mergem să le facem o bucurie. Da, ce frumos! Aveți portul ăsta popular, sunteți îmbrăcate de la picioare până sus, dragii noștri spectatori, vă văd numai așa o leacă, dar să știți, sunt complete, cu opinci, cu tot ce trebuie. Vreau să le spunem, dragii noștri telespectatori, că de ziua Bucovinei, de 1 decembrie, de ziua națională, tot așa ați venit la școală, că e o tradiție în școală acum și la noi, la Petru Raș, pentru primele școli au fost și suntem cei mai tari. Ce simțiți voi, pentru că veniți îmbrăcate așa, de acasă, în mijlocul de transport, pe stradă, nu, că lumea știe că e ziua națională, lumea știe că e ziua Bucovinei, dar să vă vadă pe voi niște tinere, da, 17 ani, 18 ani îndată, care sunteți îmbrăcate în portul popular și aveți așa imaginea cumințeniei a unei românce adevărate. Păi ce putem simți, părinte, altceva decât mândrie și bucurie și satisfacție? Categoric. Când vedem atâtea priviri îndreptate înspre noi, priviri admirative, care cu ochii mari ne admiră așa de sus până în mijlocul de transport se miră, mai că mai ale. Văd fete îmbrăcate în portul național. Ați primit felicitări? Da. 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 și de la oameni, în autobuz, de la străini, pe asta stradă, la fel. Doamnele în vârstă de la trecerea de pieton, Doamne, domnișoară, cât de frumos! Bravo, bravo! Să duceți mai departe această tradiție! Incredibil cum se simte! Da, ce fată cu minte! Asta vreau acum, na, facem pe plac și lui Sebi, care este cel de la montaj din spate, nu știți dumneavoastră, dragi telespectatori, dar este un om muncitor, care ne ajută cu inserturile, ne ajută cu tot ce trebuie aici și îmi face acolo semn să nu uit de Nicu Gane de la Fălticeni. Nu uităm, Sebi, știu că ai terminat acolo și este un liceu la fel foarte bun acolo. Și știm că și acolo, în portul popular, așa, Sebi, sus, inimile români, transmitem și acolo în spatele camerelor, Andreea Teodora și Lavinia. E sărbătoarea nașterii Mântuitorului, sărbătoarea Crăciunului. Primim pe părinte, da? Părintele merge cu ajunul, primim în casele noastre, punem ceva pe masă acolo, colindăm, avem frățiori mai mici, ne jucăm cu ei, sau poate finuți mai mici, sau poate vecini mai mici, da? Suntem modele, mergem și luăm și învățăm lucrurile frumoase. Tradițiile acestea, dacă nu le ducem noi, cei tineri, mai departe, copiii noștri nu le vor mai avea și vă felicit pentru asta și mă bucur că faceți parte din Atos, Lavinia, și tu cu sufletul, mă bucur că sunteți acolo pe baricade, o tradiție pe care nu o lăsați acasă când plecați la facultate. Andreea Teodora, hai, ochii mari și spune. Te vede și Alex, te rog. O tradiție pe care nu o las acasă? Colindatul. Oriunde sunt, în apropierea Crăciunului, mie trebuie să-mi sune în minte o colindă. Eu dacă merg pe drum de acasă până la școală, eu pot să cânt în drum spre școală o colindă. E foarte bine, mă simt liber. Deci colindatul. Colindatul categoric. Tradiția aceasta. Colindul, da, este o rugăciune cântată. Colindul este foarte vechi. Primii care au cântat colinde au fost îngerașii care au coborât pe raza de lumină
de la stea până la ieslea din Betlehem. Lavinia, te rog, o tradiție. Sunt de aceeași părere cu Teodora, colindatul, dar în special portul popular, pentru că în ziua de azi mulți tineri se feresc să poarte aceste haine. Ori le este rușine, ori spun că sunt demodate. Și chiar cred că ele au ceva special și merită să le ducem mai departe. Cred că un proiect incredibil în țara aceasta, de la Ministerul Educației, va fi următorul. Pentru că unii poate nu sunt în stare să dea câteva sute de lei pentru că nu îi preocupă. Dar ce bine ar fi, cum este cornul și laptele în școală și să cheltuiesc o grămadă de bani, de multe ori pe apa sâmbetei și se vede în decursul timpului că unele lucruri n-au avut rezultatul scontat, ar trebui un proiect la nivel național și chiar mă gândesc serios să-l propun ăsta. De ce nu? Fiecare tânăr din școală în portul popular. Și statul investește și dă o cămeșă, îi dă catrință, așa. Pe băieții îi dă cu ițar și le dă cu cămeșă și cu bondiță. Ar fi un proiect și n-ar fi foarte costisitor la nivelul întregii țări. Adică dacă unii dintre aceia care sunt sus acolo fură din pix o grămadă de bani, cât ar fi să dea ceva acolo pentru un costum popular la toți tinerii? Eu vă felicit că vă văd așa. Mai greu cu vocea acum, Andreea Teodora. Unde ai răgușit? Nu știu, părinte, unde am reușit. Probabil... Nu știu. E ok. Cred că la spectacol. Cred că la spectacol de colindă. O trecut. Te faci bine până la Crăciun. Mă fac bine. Da, da. Mereciți o poezie. Categoric. Pentru că nu pot să vă colind, am să mă revanșez și vă recit o poezie, așa, ca un dar înainte de Crăciun. Versuri de George Coșboc. Tu... N-ai văzut pădurea, copile drag al meu. Pădurea, iarna doarme, ca așa vrea Dumnezeu. Și numai cât un viscol o bate uneori, ea plânge atunci cu hohot, cuprinsă de fiori. Și tace apoi și adoarme când viscolele pierd. În noaptea asta însă vin îngerii din cer și zboară încet de-a lungul pădurilor de brad și mere și flori din sân le cad. Iar florile s-anină de ramuri până jos și-i cântec și lumină și așa e de frumos. Iar brazii se deșteaptă, se miră. Asta ce-i? Se bucură și cântă ca îngerii și ei. Un înger rupse o creangă din brazii cu făclii, așa cum o găsise, cu flori și jucării. Departe într-un staul e în fașa acum Iisus și îngerii, oh, câte și câte i-au adus! Dar el e bun și împarte la toți câți îl iubesc. Tu vino și te închină. Zi, Doamne, îți mulțumesc! Ce frumos! Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate! Și sunt recunoscător. Lavinia. Felicitări. Mulțumesc, Andreea Teodora. Lavinia. Da, părinte. Faci parte dintr-o clasă incredibilă. Într-adevăr. Unde e ca în biserică, unde sunt mulți diferiți, pentru că fiecare om este unic, dar la urmă un tot foarte e frumos. Unitate. E unitate. Lavinia. Da. Ce le transmiți colegilor tăi? Să aibă încredere în țara noastră și în portul nostru popular, să ducă mai departe tradițiile și să-L aibă aproape pe Dumnezeu, pentru că e cea mai mare comoară pe care o putem purta în suflet. Andreea Teodora? De asemenea, să aibă încredere în forțele proprii și să nu se sperie la cel mai mic obstacol, să-și pună încrederea și în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le rezolvă pe toate, Dumnezeu are grijă de noi. Și până la urmă în mâinile lui Dumnezeu stă viitorul nostru și nu în mâinile noastre. Așa că dacă se întâmplă să ni se dea planurile peste cap, să avem încredere că Dumnezeu
le rezolvă și Dumnezeu le pune înapoi cap la cap. Mulțumesc, fetelor! Mulțumim și pentru noi! Prezența în studioul emisiunii noastre, sărbători luminoase, binecuvântate. Mulțumim la fel! La fel și celor dragi ai voștri. Până faceți loc celorlalți, bună seara, mulțumesc! Dragi telespectatori, am amintit de cele 3 zile cu cruce roșie de sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Colindul, o rugăciune, are o vechime foarte mare încă din timpul Mântuitorului nostru Iisus Hristos și sunt atâtea relatări de... pentru că în preajma sărbătorii nașterii Mântuitorului colindau oamenii, dar singurul popor de pe pământ unde colindul are un loc aparte și o vechime foarte mare și o varietate a colindelor foarte mare este poporul român. Poporul român care este singurul născut creștin, singurul de pe pământ născut creștin. Și am avut sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei pe 30 noiembrie. Ca o dovadă a trecerii lui pe teritoriul țării noastre, avem colindele care îl amintesc pe Sfântul Andrei ca misionarul, apostolul lupilor care a trăit într-o peșteră și i-a încreștinat pe strămoșii noștri. Avem acele doine, avem acele cântări care vorbesc de creștinii de la început, strămoșii noștri care colindau. Și dacă mergem în orice zona a țării noastre, vedem colindele diferă. De ce? Pentru că fiecare zonă are specificul ei, are portul ei, are glasul, are graiul ei, are colindele ei, are mâncărurile ei. De aceea spunem noi, credința i-a ținut pe românii la oaltă, românii din toate teritoriile românești, chiar dacă au fost despărțiți și au fost în alte, sub alte regimuri, sau muntele i-a despărțit. De sărbătoarea nașterii Mântuitorului ne amintim și de cei care au plecat dintre noi, cei adormiți, și pomenim în rugăciune. Și sunt atâtea și atâtea colinde, chiar unul care a fost cântat acum de Tronos, corul Patriarhiei Române, colindul celor adormiți, și este nemaipomenit de frumos, pentru că nu putem să ne bucurăm dacă îi uităm pe cei adormiți. S-a făcut imediat mișcarea de trupe și am pregătit pentru finalul emisiunii o trupă de bărbați. Spunem bună seara celor doi tineri care sunt în studioul emisiunii noastre. Încep cu Visarion Rareș Cazac. Bună seara! Bună seara, părinte! Să rămân! Și Petru Roșca, bună seara! Să rămân, părinte! Bărbați adevărați! Ia uitați-vă la ei! Aș ruga, dragă regie, Sebi, dacă ești pe fază, hai, lasă-i numai pe ei doi, că pe mine mă vede lumea cam tot timpul. Așa. Ia uitați-vă, dragi telespectatori, la ei, da? Visarion Rareș și Petru, sau cum îi spunem noi, Petrică. Are și brâu, da, cu tricolorul nostru. Este costum popular întreg, vă stă nemaipomenit de bine. Eu mă mândresc cu voi, da, pentru că nu vă e rușine de portul popular, dar nu numai asta. Mă mândresc cu voi pentru că sunteți deosebiți amândoi și aveți preocupări frumoase și știți ce vreți să faceți în viață, pentru că dacă omul e hotărât și calea devine repede bătătorită și știi pe ce drum să o iei. Visarion și Rareș, lumea te știe de Rareș. Și mă bucur că ai cruciulița pe deasupra cămeșă și să se vadă oriunde ai merge să fie cruciulița la gât. Da. Ce gânduri ai? Ce gânduri am? În preajma sărbătorii nașterii Domnului. Nu are legătură cu sărbătoarea nașterii Domnului. Am un pic de emoții, deci vă rog frumos să mă iertați dacă mă gândesc. Trec rapid. După 30 secunde numai emoții, deja mă uit la tine, ți-a trecut. Da. Am un sentiment de... nu melancolie. Aș spune mai mult... dacă este corect și vă rog frumos să mă corectați cu dumneavoastră, sunteți preot. Un sentiment de credință. Aprofundat de postul nașterii Domnului și devenirea sărbătorii celei mari. Simți cu adevărat? Da, o simt cu adevărat. Mai ales în lumea noastră acum... cu toată responsabilitatea. Bravo, eu chiar mă bucur de asta. Mai ales în vremurile noastre când întâlnim mulți oameni care ne mărturisesc, parcă nu mai simt că vin sărbătorile, parcă nu mai simt cu adevărat Crăciun. Mă bucur că tu simți asta. Vreau să fac o mențiune. Te rog. Ei probabil spun asta din cauza că multe din obiceiurile străbune au dispărut sau sunt mai puțin frecvente. Bunătatea oamenilor a dispărut,
Și nu toate. Nu toate. Mai găsim. Scuzați-mă, urma să mai găsim, da, te rog. Da. Oricum, un lucru este cert, lucrurile nu mai sunt cum, nu mai stau cum stăteau înainte, din diverse cauze. Și probabil de aceea ei nu mai simt această căldură. Unde ai bunicii, Visarion? Bunicii mei, prima pereche de bunici este în Suceava, neamul meu, adică... Dacă partea ne luăm lor, după nume, da. Ești român adevărat. Da, da, cazacii la origine sunt români. Primii cazaci au fost moldoveni, care s-au rusificat pe parcurs, în fine. Mă bucur că ai spus mențiunea asta, ca să știi și dragii noștri telespectatori, că e foarte important, asta e istorie. Da, vreau să vă spun, să termin cu o întrebare. Deci, o bucată din neamul meu este din Bădeuț, de aici am numele de cazac, și ceilalți bunicii mei, bunica mai exact, bunicul s-a dus la cer, în Comănești, lângă Botoșana. Mm-hmm. Petrică, Petru, Roșca, vin dintr-o zonă unde sunt mănăstiri, o zonă cu tradiții, o zonă cu oameni la fel de credincioși, la umbra mănăstirii Putna. Spune-ne și telespectatorilor noștri de unde ești. Întocmai, părinte, sunt foarte mândru că provin din zona Putnei, din zona Vicovului. Ce pot afirma? Sunt mândru că pot purta ținută autentică covineană și pe scurt, ca să nu pun monopol discuției, pot afirma că zona Vicovului și a Putnei în general este leagănul tradiției bucovinene, fiindcă aici, în Vicov, în Putna, s-au păstrat și s-au conservat cel mai bine tradițiile. Pornind de la grupurile folclorice și terminând cu malancile, care acum sunt prezente în preajma sărbătorilor de iarnă, de anul nou, de seara Sfântului Vasile, și de Crăciun, în care avem, desigur, grupuri folclorice care ne încântă cu colinde. Ai și trăistuță. Și trăistuța. Ridic-o alea, că s-o vadă și telespectatorii. Ia uitați! Trăistuța este autentică. Ce înseamnă zona autentic, Putnei. Spune? Deci din zona aia, nu? Din, fix din zona Putnei, și nu se mai găsește altă. Și colindători în trăistuță? Păi se umple repede, cred că aveau mai mare înainte. Așa se crede, da. Aveți dreptate. Păi colinda primeau de la nuci, pune de la nuci, se mai găseau și bomboane, prăjituri, plăcinte, mai de mult, se știe. Asta se mai dau de astea sau se dau direct bani? Se dau și. E bun. Sunteți, de fapt, tu, Petrică, chiar ești cu un picior spre facultate, tu mai ai un an de zile, măi, Visarion. Vă văd hotărâți și mă bucur că sunteți așa. Lumea în care trăim nu este de cele mai multe ori prietenoasă cu noi. Nu este de cele mai multe ori prietenoasă cu Hristos Mântuitorul, cu religia creștină, cu morala. Vedem ce luptă se dă permanent pentru afirmarea identității, pentru apărarea dreptei credințe, pentru ca morala să fie pe piedestal, pentru ca să nu se legalizeze unele lucruri imorale. Spuneți-mi o virtute, o calitate mare pentru un bărbat, că sunteți bărbați, da? O virtute care n-ar trebui să lipsească unui bărbat, în afară de credință, în afară de iubire și ceea ce au spus fetele. O virtute care pe lângă credință, nădejde și iubire, o virtute absolut necesară, spunem noi, vitală, pentru ca să răzbiți într-o lume de cele mai multe ori strâmbă și ostilă. Cred că bărbăția în sine este o virtute. O virtute care aș putea spune că le înglobează pe toate celelalte virtuți. Adică curajul puternic. Da. Aș vrea să menționez înțelepciunea. Dar înțelepciunea nu este o virtute de care ar trebui să beneficieze, dacă pot să spun așa, doar bărbații. De acord cu tine. Da, da. Am da. Ținut să Petrică. Eu aș opta pentru dragostea de neam. O consider vitală și trebuie să aparțină fiecărui om, ține, nu doar bărbat. Pornind de la dragoste de neam, putem afirma că ținem la valorile noastre.
ținem la familie și ținem la identitatea noastră. Totul se rezumă la a fi român, până la urmă. A fi un român. Uitați-vă la ei, dragi respectatori, da? Ca ei sunt mulți în țara asta. Ca ei. Dumneavoastră cunoașteți doar câțiva. Acum, în câteva minute, cât durează emisiunea noastră. Ca ei sunt mulți. De aceea avem sentimentul de nădejde puternic. Sentimentul puternic că nu se va duce de râpă țara aceasta cu astfel de tineri, pentru că ei sunt viitorul țării și al bisericii noastre. Nu se va duce de râpă țara noastră, chiar dacă vor fi niște lepre la conducere care nu vor iubi neamul. Dar acești tineri care în viitor vor fi aceia care vor fi modele și pentru alții și vor avea spiritul de jertfă și vor fi în stare și pe alții să-i aducă la liman, neamul mai are o șansă. Și cum mă văd și în costumul ăsta popular și la cât de frumos vorbiți, chiar mă simt mândru și plin de nădejde că țara nu se va duce de râpă. Mai zilele trecute mă uitam pe o statistică a olimpiadelor internaționale. Și erau vreo 10 olimpiade, iar din 10 olimpiade, 7 pe primul loc era România și la celălalt pe locul 23. Era un 2 și 2 și 3 acolo. Și mă uit la voi și spun că Dumnezeu a sădit în neamul acesta românesc minți foarte luminate și ascuțite. Și la momentul potrivit Dumnezeu nu lasă neamul românesc. Trimite oameni vrednici care să ia și sabia în mână dacă trebuie și cu multă bărbăție, cum ai spus tu, Visarion, și plin de dragoste de neam și plin de jertfă, cum ai spus tu, măi Petrică, să facă poteca și mai largă și luminoasă pentru toți semeni, adică pentru toți românii. O tradiție pe care nu o lăsați acasă când mergeți la facultate. În România dați, nu? La facultate. Desigur. Da. Bun. Visarion. Da. Cum am spus și fetele, sau nu mai țin minte cine a spus, oricum colegii mei din momentele anterioare, credința, n-am să o las. Credința, deși nu poate fi numită o tradiție, este fără discuție întipărit în ADN-ul nostru de români. Ce frumos! Suntem, cum ați spus și dumneavoastră, singurii născuți creștini. Și ortodoxi, bine, ortodoxi pe parcurs ne-am... Răsăriteni. Răsăriteni, da. Desigur. Răsăriteni, da. Mulțumesc, Petrică! Raportându-mă tot la credință, tot nu are cum să nu păstrez portul popular. Asta este dragostea vieții mele până acum, portul popular. Ce v-ați propus de Crăciun? Pe lângă colindat și stat cu familia, altceva. Să fiți exemple, da? Haideți să fim pentru ceilalți tineri și colegii ai noștri locomotiva, da? Să uite la voi ca la o locomotivă. Știți, e ca la ciclism. Îl pun pe unul să ducă trena și ceilalți din spate se odihnesc pentru că nu merg în ritmul lor. Așa sunteți voi acum. Vă duceți trena celorlalți tineri și ei se iau după voi. Pentru că tinerii au aici. Au. Au destul. Dar le trebuie sclipirea, le trebuie un picuț de pornire și le trebuie alți tineri în care au încredere sau se simt bine lângă ei și atunci merg și ei alături de voi. Vă rog! De Crăciun îmi doresc să-mi revăd neamul. Nu zic de neamul românesc, zic de neamul familia mea. Da, înțeles, exact, da. Așa. Vreau neapărat să mergem la biserică, toți. Și să ne bucurăm de nașterea Domnului. Ce frumos! Petrică! Să presupunem că în zilele următoare, cu ocazia Crăciunului și de ce nu și a anului nou, seara de Sfântul Vasile, să mergem, să merg cu toată familia la biserică, cum este obișnuit, și să ne bucurăm de sărbători împreună, cum am făcut-o de fiecare dată. Nu vă mai întreb cum a fost cu postul, a fost un post binecuvântat și un post fiecare a reușit să se ostenească. La ce facultate dai, Visarion? Știți că dacă mă întrebați dumneavoastră și nu pot să vă refuz.
dacă o să mă vrednicească bunul Dumnezeu, am să dau la drept la București. Să te ajute Dumnezeu. Să dea Domnul. Și cred că urmează o virgulă și nu un punct după asta, nu? Posibil. Da, există. Da, există și o posibilă virgulă. Posibilă virgulă. Petrică. Sună foarte relativ, dar... Da. Cu voia lui Dumnezeu și eu tot aș dori să urmez facultatea de drept, dar rămâne de văzut dacă este în cadrul Academiei de Poliție sau drept. Disine stătător. Așa ceva. Ce o să colindați voi când mergeți acum de Crăciun? Tu ai spus să mergi la neamuri, măi, Visarion. Ce colindă ți-ai propus tu să cânti? Drept să spun, nu mi-am pregătit una. Pentru că consiliul se ține între mine și sora mea. Am înțeles. Mai mică. Anastasia, ca să o menționez. Le-a să uit acum, ai fericită. Da. Dar acum îmi trece prin cap și îmi place foarte tare O ce veste minunată. Mm-hmm. Regina colindelor. Da. O ce veste minunată. Petrică, ceva din zona la tine? Da, ar fi foarte multe. Dar, cum a spus și Rareș, provenind de la o familie destul de mare, aș spune, am și eu un consiliu acasă, dar cu siguranță am să optez pentru dați drumul la cer. Sau a venit și aici Crăciunul, fiindcă marchează semnătatea sărbătorii. Un mesaj pentru tine, pentru că nu mai avem mult din emisiune, te regeam, face acolo semne puternice. Te rog, Visarion, și Rareș. Pentru tineri? Pentru tineri, da. Să nu vă fie frică. Să nu vă fie frică în viața asta de nimic, numai de Dumnezeu. Și oriunde mergeți, să-L purtați pe Dumnezeu în inimă, pentru că numai Dumnezeu ne poate scoate din groapa sau din gropile în care am căzut cu toții la un moment dat în viața noastră. Mulțumesc. Și tot trebuie să valorific și eu neamul, că și eu sunt român, tot prin Dumnezeu să mântuiască și neamul nostru românesc. Mm-hmm. Și toate neamurile, desigur, numai că noi deja l-avem întipărit pe Dumnezeu în credința cea adevărată. Mulțumesc, Visarion și Rareș. Poftim, Petrică. Să-și caută fericirea în dreptul neamului și a credinței. Să nu uite niciodată că fericirea se lășluiește înăuntru nostru, unde este și Dumnezeu, în adânc, în suflet. Mereu de acolo să vină puterea. Mulțumesc! Toate cele bune și părinților voștri v-au crescut foarte bine și au sădit în sufletul vostru credința cea frumoasă. Și pe parcurs fiecare s-a ostenit și a adăugat mai mult sau mai puțin decât a primit de la părinți. De asemenea, și părinților voștri de acolo, dragi invitați care ați fost până acum, toate cele bune și felicitări pentru felul în care v-au crescut și să aduceți rod, să-i bucurați pe părinții voștri. Dragi tineri, dragi telespectatori, avem mare nădejde că viitorul este pe mâini bune. Nu ne luăm după televizor, după știrile care ni se prezintă, după informațiile de multe ori trunchiate, după presa care de multe ori este străină și nu prietenă. Aceștia sunt tineri cu adevărat și ca ei sunt foarte mulți în țara aceasta, de aceea avem încredere că va fi foarte bine. Da, mulțumesc din suflet David, mulțumesc din suflet Andreea Teodora, Lavinia, Elisabeta, Petru și Visarion Rareș pentru prezența în cadrul emisiunii noastre. Dragi telespectatori, sărbători minunate să aveți, binecuvântate, fericite, așa cum spune toată lumea, să petreceți sărbătoarea nașterii Mântuitorului în comuniune cu Sfinții, cu Maica Domnului și cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni la biserică, la Sfânta Liturghie, să colindați și apoi să stați în preajma unei mese și să vă bucurați cu toții, să vă ospătați, pentru că după un post lung, dar care a adus atâta bucurie în viața noastră, și bucatele au gustul lor aparte și ne bucurăm de ele. Sărbători fericite și la mulți ani! Numai bine! Doamne ajută!